Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt doamna Ala Tokarciuk, expert internațional în sănătate publică, și domnul Mihai Stratulat, pediatru. Bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Bună seara! Și noi vă mulțumim de invitație. Doamna Tokarciuk, eu astăzi dimineață, când am făcut anunțul despre această emisiune, câțiva oameni care îi scriu deștepți mă întrebau ce înseamnă expert internațional în sănătate publică. Și pentru că eu nu sunt mai deștept, ei n-am știut ce să le răspund, de asta vă întrebăm pe dumneavoastră, ce înseamnă expert internațional în sănătate publică? Da. Am avut și eu această întrebare de mai multe ori, de la începutul acestei pandemii, și de fapt a fost o problemă pentru mine să mă identific cumva aici în Moldova, pentru că atunci când s-a început pandemia, eu nu eram cunoscută deloc în Moldova, deși sunt din Moldova. Și mă întreba mai mult jurnaliști cum vă prezentăm. Eu fac consultanță de aproape 5 ani și, de fapt, m-a ajutat Dexu să explic această sintagmă expert internațional în sănătate publică. Deci am pornit de la noțiunea de expert. Deci fiecare domeniu are câteva nivele de cunoștință, de cunoaștere, cum ar fi. Și cel mai mic nivel este specialist. Noi toți începem ca și specialiști în ceva, specialiști cu cunoștințe tehnice, și creștem de la nivelul de specialist până la nivelul de expert. Expert care au experiență vastă într-un domeniu. Deci nu doar cunoștințe tehnice, dar o experiență vastă. De ce internațional? Pentru că ultimii 15 ani am lucrat pe o geografie foarte mare de 11 țări și asta cumva mi-a permis să mă identific cu noțiunea de internațional. Deci nu am fost expert național de Moldova, am fost internațional. Și de ce sănătate publică? Pentru că până la urmă eu sunt de profesie. Profesia mea inițială a fost de farmacist, după ce am făcut studii de management. Deci sănătatea publică este de fapt un conglomerat de măsuri în care se implică toți, inclusiv și oamenii, pentru că noi trăim în comunitate, ca să-și mențină sănătatea. Și ceea ce am făcut eu s-a înscris cumva în genere, în profesia mea, în cariera mea profesională, a fost parte componentă de sănătate publică. Așa am ajuns eu să fiu prezentată ca și expert internațional în sănătate publică. Dar dumneavoastră, domnul Stratulat, sunteți expert sau nu prea sunteți expert? Eu cred că o să rămân la, ca să nu supăr pe nimeni, o să rămân la nivelul de cum ați spus dumneavoastră, primul? Specialist. De unde începem? Specialist e primul nivel. Da, e specialist. Când ești din universitate, ești specialist. Deci înseamnă că eu sunt mai jos de specialist pe lângă domniile voastre, dar asta e alt subiect. Haideți să trecem la temă. Cât poate dura asta? Deja lumea e enervată pe pandemie, omicroane, valul 5, valul 69, 13. Nu, serios, asta deja e enervant. Lumea nu mai suportă, lumea nu mai vrea să respecte nimic. Lumea detestă autoritățile, oricare ar fi ele, pentru că deja e al doilea an, începem, intrăm în acuși în 2022 și iarăși aceeași problemă. Doamna Tokarciuk, domnule Stratulat, cât va mai dura toată asta? Cred că încă minimum un an o să dureze. Problema, în general, cu pandemiile virale, în general, virusuri, de ce înseamnă, când la un moment dat îi mutează. Da? Și atunci toate măsurile pe care încearcă autoritățile să le impună la un moment dat, ele deja nu o să fie valabile peste o perioadă. Și se caută tot felul de alte soluții pentru a opri această pandemie. Una din soluții era și vaccinarea. Dacă se reușea, da, să se vaccineze marea majoritate, deci să atingem acel nivel de 70% în care se formează o imunitate colectivă, dacă se reușea la apariția vaccinului să obținem în marea majoritate a țărilor, noi cred că astăzi deja nu mai vorbeam de pandemie, vorbeam poate de alte boli de sezon. Dar din păcate, vedeți că în multe țări a fost o rezistență destul de mare din partea societății și în alte țări apar tulpini noi, de mutații noi de virus, care duc la aceea că toate măsurile care au fost realizate până acum au fost în van. Doamna Tokarciuk, întotdeauna au existat boli. Restricții însă nu prea au existat. Iată, acum deja vorbim despre un oarecare Omicron, sau cum se cheamă el, și continuă restricțiile. Asta e o chestiune normală, în opinia noastră?
Bine, dacă privim la procesul pandemic, este ceva normal. Este ceva ieșit din regulile de conviețuire pe care le-am avut noi în ultimii, să zicem, 50 de ani, da, apare ceva nenormal. Dar dacă privim ca și la proces pandemic, doar în limita procesului pandemic, restricțiile, izolările, carantinele, tot timpul au fost. Doar că nu au fost la nivel global. Ele erau în anumite regiuni, geografii înguste, unde aceste infecții apăreau. Această pandemie este un pic deosebită de altele. În primul rând, avem un agent foarte patogen. Într-al doilea rând, el s-a răspândit foarte repede pe tot globul. Da? Și trebuie să ținem cont că, spre exemplu, în 1918 a fost pandemie de gripă spaniolă. Dar atunci era 1 miliard de oameni pe pământ, deci nu erau 8 miliarde ca acum. Și toți spuneau că, uite că pandemia ce s-a terminat în 2 ani și jumătate. Păi da, virusul a trecut printr-un miliard de oameni în 2 ani și jumătate și noi suntem 8 miliarde. Cât timp ne trebuie nouă ca virusul să treacă prin 8 miliarde de oameni? Pentru că noi transmitem virusul de la om la om, virusul încearcă să supraviețuiască, el nu vrea să omoare omul sau gazda în care el a ajuns, el vrea împreună cu el să trăiască mai departe, cu regret, deci nu se întâmplă așa tot timpul, el se schimbă, oamenii încearcă să inventeze vaccinuri, medicamente, să se protejeze cumva. Este o luptă. Este o luptă și nu cred că astăzi cineva va răspunde cu certitudine și cu exactitate că, uite, noi o să terminăm pandemia pe data cu tare sau cu tare. Se încearcă, mesajele de la sfârșitul anului 2021 sunt un pic diferite de mesajele sfârșitului anului 2020, dacă observați. Deci, dacă când au apărut vaccinurile în decembrie 2020, toți spuneau că gata, am terminat pandemia în 2021, o să avem până în vară, până în iulie, Uniunea Europeană vroia 70% de oameni să fie vaccinați. Mesajul de sfârșit de an de 2021 spune, haideți să terminăm pandemia în 2022, haideți să ne mobilizăm cumva, să ne unim ca să terminăm pandemia în 2022. Și cred că aici depinde de oameni foarte mult. Atunci haideți să încercăm altfel. Eu tot am fost adept al ceea ce spuneau autoritățile. Îndemnam și eu pe Facebook, oameni buni, haideți să stăm acasă, haideți să ne vaccinăm. Ne-am vaccinat. Ok, ne spunem mai departe, vaccinați-vă. Dar acum a apărut un nou trend. Pe noi nu ne interesează dacă voi sunteți vaccinați. Voi trebuie să aveți test PCR. Și cum să nu se enerveze lumea și să fie nemulțumită când spune, bun, eu am acceptat, m-am vaccinat, Bill Gates a intrat în mine. Dar acum voi îmi spuneți că eu, chiar dacă am acest vaccin, trebuie să fac și test PCR. Asta cum să explicăm oamenilor normali la cap? Clar că este greu să le explici, da? Pentru că cumva la un moment dat mesajul tuturor autorităților a fost că uite, dacă vă vaccinați, scăpăm, da? Ia că punem vaccinul și de mâine o să fiți liberi. Problema acestui virus în comparație cu alte virusuri este imunitatea care ți-o dă, atât dacă te îmbolnăvești și faci o imunitate pe cale naturală, fie dacă te vaccinezi. Deci imunitatea în mediu este de 6 luni, da? Anticorpii care se formează este de 6 luni. Și atunci când s-a pus prima doză de vaccin, cumva autoritățile gândeau că în 6 luni noi o să reușim să ajungem la acea cifră de 70%. Nu s-a reușit. Deci după 6 luni a început să scadă numărul de anticorpi sau la unii chiar a dispărut nivelul de anticorpi în organism. Și atunci s-a introdus a doua vaccină. Și iarăși, în nădejdea că o să fie. Acum vedeți că se introduce a treia vaccină și lumea tot este nemulțumită. De ce a treia doză? Și eu am foarte multe discuții și încercam să explic că, pe bine, uitați-vă țările în care s-au vaccinat cu două doze, da? Și ei sunt acum în zona roșie. Și uitați-vă România care are 30-40% de nivelul de vaccinare a populației, deja este în zona verde. Da? De ce se întâmplă asta? Da, se întâmplă pentru că de la a doua doză de vaccin au trecut deja mai mult de 6 luni. Și atunci marea majoritate care s-au vaccinat sau care chiar s-au îmbolnăvit și au trecut prin boală în perioada și ei au rămas acum fără imunitate. Deci nu au anticorpi. Bine, imunitatea un pic e mai vastă decât. Nu au anticorpi. Atunci este nevoie de o a treia doză pentru că altfel să se îmbolnăvească. România a fost până nu demult într-o stare de sănătate publică destul de alarmantă, da? Cred că aproape de colaps. Ei au ieșit din valul ăsta. Gata, ei se duc în jos,
dar prin februarie-martie România o să, ca și țările europene, iarăși o să pornească următorul val a ei. Acum, în Europa s-a pornit valul cu numărul 5, da? Dacă nu greșesc, da. Și eu. România a ieșit din valul 4 și tot așa, deci și din cauza că crește iarăși foarte tare numărul de îmbolnăviri în Europa, se impune și testul ăsta PCR. Eu cred că noi ar trebui, sau cumva noi ar trebui să punem în funcție mai intens și testele astea rapide, că deja sunt destul de veridice în comparație cu printre primele care au fost. Și poate în unele cazuri nu neapărat să facem un test PCR care e destul de costisitor și durează o zi până obții rezultatul, sau bine, câteva ore, am putea să implementăm în unele locuri testarea rapidă, care acum este cu mult mai accesibilă și destul de rapid îți dă un răspuns. Doamna Tocarciuc, noi azi suntem în valul 4. Când începem valul 5, dacă tot mergem pe valuri? Eu cred că la sfârșit de ianuarie deja o să fim în val 5, în începutul valului 5. Extraordinar. Nu, este ceva normal. Oamenii trebuie să înțeleagă. Deci nu este ceva extraordinar pentru un proces pandemic. Este ceva evolutiv, natural, deci, ca să înțelegeți. Și cred că cu cât mai mulți oameni vor înțelege asta, cu atât mai ușor noi să putem cumva dirija. Ce se cere de la noi, da, informațiile vin foarte contradictorii și se schimbă în intervale foarte scurte de timp. Dar dacă noi conștient percepem această informație și încercăm să, nu știu, vine cuvânt, să o digerăm, da, corect, să o interpretăm corect, atunci nouă să ne fie mai simplu. Pentru că s-a schimbat, s-a știut că dacă nu ne vaccinăm repede, o să apară tulpini noi. Asta s-a știut și da, noi ne-am vaccinat încet și nu doar noi, și Africa s-a vaccinat, că tulpina a venit din Africa. Deci este o tulpină nouă. S-a știut de la început că oamenii vor avea imunitate sau protecție sau prin vaccin sau prin boală. Noi am ales să trecem prin boală, da? Asta a fost alegerea oamenilor. Cei care nu se vor vaccina vor trece prin boală. Deci asta e o ales. Respectiv, o parte se vor vaccina, o parte vor trece prin boală. Or avea pe o perioadă protecție, dar pe urmă protecția asta se diminuează. Indiferent prin ce metodă ai obținut-o, ea se diminuează. Sau faci booster, sau mai treci încă o dată prin boală. Deci aici iarăși sunt niște alegeri umane, simple. Și noi o să mergem așa pe valuri până când acest virus nu o să se deprindă cu oamenii și oamenii nu o să se deprindă cu el și noi o să ne întâlnim cu el, inevitabil. Dar nu o să facem boală sau nu o să ajungem la terapie intensivă. Deci asta va fi. O precizare, doamnă Tocarciuc, despre acest test PCR, da? Așa se cheamă, am spus pe cerere. Eu am citit astăzi o postare unui coleg. Deci, ieri am avut în Franța 208.000 noi cazuri de COVID. În Moldova, în aceeași zi, 293. Frații de peste Prut ne pun pe noi să venim la ei cu test PCR. Pe francezi, nu. În baza la ce? Care sunt criteriile când țările stabilesc cine vine cu test PCR și cine nu vine cu test PCR. Dacă noi avem 293 și pe noi ne obligă, dar pe ăștia pe francezi cu 208.000 nu îi obligă. De ce o alianță politică se comportă în propria familie altfel decât cu cei care nu fac parte din această alianță politică? Asta am vrut să zic. Deci criteriile de admitere de a trece frontiera au fost tot timpul diferite între țările blocului comunitar sau blocului UE și între țările terțe, cum ne numim noi. Noi pentru ei suntem o țară terță. Deci condițiile de intrare tot timpul au fost diferite. Deci probabil că sunt ceva condiții de trecerea frontierii blocului și aceste condiții nu se aplică în interiorul blocului. Probabil că de aici vine diferența. Dar e o discriminare. Undeva în obiectiv au fost foarte multe discriminări în această pandemie, da. Pe anumite perioade și pe anumite segmente, da, au fost foarte multe. Însă și faptul că noi nu avem acces la testare gratuită cum au ei, asta tot e un fel de discriminare, dacă ne uităm obiectiv. Nu știu să laudau că au scăzut prețul la 300 de lei. Da, numai în laboratoarele de stat. Și dacă nu greșesc, eu un singur laborator de stat care se află la Centrul de Sănătate Publică, Agenția de Sănătate Publică Națională. Adică nu știu dacă asta cumva ajută cetățenii. La TV sună bine.
Sigur că da. Domnul Stratulat, azi se numește Omicron, anterior se numea Delta, următorul, să înțelegem că va veni o altă tulpină care va avea o altă denumire, da? Da. Următoarea literă este Pi, care este 3 între 14, la geometrie am învățat. Și infinită. Și dacă îmi mai dau și câteva litere. Domnul Stratulat, doamna Tocarciuc, ce este cu vaccinurile? De ce? Pentru că pare o luptă până la urmă de bani. De ce OMS-ul nu dă undă verde Sputnicului rusesc? Sau Sputnicul rusesc chiar așa de prost? Cred că părerea mea ca și farmacist, ca și expert, o să zic că Sputnik V este un vaccin foarte bun și eu zic că chiar bravo tuturor țărilor care au putut să facă propriile vaccinuri, pentru că în primul rând își protejează propria populație, într-al doilea rând își dezvoltă știința foarte mult și da, cum ziceți că se profită și se fac uneori și bani, da, este și componenta comercială, nu putem să o negăm, deci toate componentele sunt în această pandemie prezente. De ce nu înregistrează OMS? Probabil că e vorba de proces, un proces regulator care are loc în primul rând nu în OMS, însăși, dar în Uniunea Europeană, la Agenția Europeană de Înregistrare a Medicamentelor. Eu n-am urmărit ultimele 3 luni, dar atunci când eu urmăream procesul de înregistrare a vaccinului Sputnik V la EMA, la această agenție, deci era vorba de solicitări suplimentare de materiale, de date și probabil că procesul ăsta, ca să înțelegeți că atunci când se solicită niște date, tot trebuie să începe iarăși un proces de studiu clinic care poate dura și un an și 2 ani. Și dacă acest proces este în derulare, atunci eu cred că noi într-o zi o să ajungem că acest vaccin va fi înregistrat la EMA. Dar iarăși este Dar COVID-ul niște. Deja va trece. Poate va trece, dar poate va intra într-o altă etapă și acest vaccin oricum va fi folosit. Pentru că sunt proceduri naționale și proceduri de bloc, cum ziceți dumneavoastră, politic. Da? Deci Sputnik V a trecut foarte multe proceduri naționale din înregistrare, dar încă n-a trecut această procedură de comunitate, de EMA. Respectiv, OMS-ul nu îl recunoaște la nivel global din cauza asta. Domnul Stratulat, dumneavoastră sunteți mai puțin diplomat decât doamna Tocarciuc. Până la urmă, OMS-ul, în înțelegere cu ai lor, fac bani și de asta nu vor să vândă propriile vaccinuri și de asta nu vor să le dea răușilor voi. Vedeți că teoretic noi putem să admitem și acest lucru, dar eu cred că OMS-ul, în primul rând, când ajunge la concluzia de a certifica un medicament sau un vaccin, întotdeauna se bazează pe studii. Da? Și atunci, cele mai veridice studii vin totuși din comunitatea europeană, din spitalele universitare care dau studii veridice. Da? Și mai puțin iau în calcul studiile făcute în spațiu post-sovietic. Inclusiv, cred că și multe studii din Republica Moldova, dacă să le prezentăm, nu au așa o veriditate cum au studiile din spațiul european. Asta tot ar fi la bază, că e nu posibil să nu recunoască toate studiile sau toate datele care au furnizat rușii către organizații și au solicitat într-adevăr suplimentar. Plus că clar că o să certifici acele vaccinuri ca și orice țară, o să certifici mai ceva vaccinurile proprii și pe urmă pe cele străine. Iar și în interesul inclusiv, în interesul financiar a țării. Noi avem o rată de vaccinare așa cum o avem, nu știu, 25% sau 27%. Și noi vreo 40% deja, dacă nu. Și noi, da. De unde e frica asta? Iată, copilașii, oamenilor care refuză, îi vaccinează din primele luni. Și nu e o problemă. Dar adulții îi stem de vaccinare. Oamenii plătesc sute de euro ca să aibă certificate fals. De unde e frica asta, doamna Tocarciuc, doamna Stratulat? Eu pot să zic că părerea mea, ce s-a întâmplat în această pandemie, inclusiv și cu vaccinurile. Deci, cred că frica vine din mai multe, este alimentată, dacă putem spune așa, este alimentată din mai multe surse.
Una din surse de alimentare a fricii sau este necunoașterea, da, accesul la informații corecte, la cunoaștere bună. Uh-huh. Deci este limitat cumva. Cu toate că noi credem că Facebook-ul este în fiecare casă și în fiecare sat, asta nu este așa. Deci Facebook-ul are niște geografie limitate, are limitate în țara noastră și oamenii care trăiesc în Facebook le se pare că ei când vorbesc la toată Republica Moldova. Nu este așa. Sunt multe locuri unde Facebook nu există, dar există doar niște, cum să zic, persoane autoritare locale în care oamenii cred. Și dacă cei oameni nu cred în vaccin sau spun ceva, frica lor o manifestă în negarea vaccinului, respectiv toată comunitatea cei o să refuze vaccinul, indiferent de toate mesajele din Facebook. Asta este o cauză și altă cauză este totuși că un fenomen în pandemia asta a fost războiul informațional hibrid care se duce și noi am fost o geografie acestui război. Și cumva nu am avut suficiente forțe sau resurse, cum le numesc eu, resurse umane suficiente ca să combatem cumva toate falsurile care au apărut. Dar falsuri au fost enorme și vreau să vă zic că au rătăcit, ca așa zic eu, mai rătăcește lumea. Au rătăcit nu doar oameni simpli, fără cunoaștere, au rătăcit și personalități din domeniul medical și au rătăcit și personalități din domeniul științific. Și au comunicat, deci, niște puncte de vedere proprii, care au fost luate ca și adevăruri absolute. Și eu zic că în criză e bine când noi avem diferite puncte de vedere, dar e bine să le interpretăm corect. Pentru că dacă nu le interpretăm corect, atunci noi mergem pe direcții false. Și iată, însăși campania de vaccinare este una din victime, eu zic, a acestui război informațional, rezultatul acestei campanii. Eu, ca să nu fiu victima regizorului meu, trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Vorbeam înainte de publicitate despre procesul de vaccinare. Deci, până la urmă, nu pot fi acuzate, domnule statuat, autoritățile că eșuiază la capitolul ăsta. Actuale autorități, fostele, nu contează, nu dăm nume, nu îngenuim pe nimeni. Eu aș începe de la începutul pandemiei, că de aici totul începe, da? De aici totul se trage. Haideți să ne aducem aminte primele imagini pe care le vedeam noi toți la televizor. Da? Erau imagini venite din China, în care lumea era, spitalele erau pline, lumea era internată inclusiv și pe holurile spitalelor, conectați la aparate de ventilare, lumea cădea jos pe stradă și murea. Asta a fost cumva primul mesaj pe care tot globul pământesc l-a văzut și cumva pe mulți a speriat. Da? Ca ulterior, noi să observăm totuși că astfel de cazuri, deci COVID-ul nu este într-atât, deci mai ales prima tulpină nu este într-atât de strașnic cum a fost prezentată. Da? Lumea treptat a început să treacă prin COVID, s-a îmbolnăvit. Și mulți, foarte mulți au făcut în formă ușoară. Și atunci asta e ființa umană, când tu îți pui întrebarea, stai, uleac, eu am făcut COVID, deci eu l-am făcut, da, 2 zile, 38, să admitem, da? Și la televizor mi-a arătat altceva. Deci apare prima negare, da? Ceea ce se prezintă nu este un adevăr. Deci marea majoritate încep să-și facă propriile concluzii și încep să caute alte surse de informare. Și aici avem sursele cu tot felul de informații false, că e la nivel global, că Bill Gates împreună cu nu știu mai care au decis că asta e soarta omenirii și tot așa. După care neapărat în tot trebuie să intervină autoritățile. Și uitați-vă care este situația în Portugalia. Deci cred că o țară europeană care a atins cel mai mare cote de vaccinare. De ce? Pentru că ei în procesul ăsta de vaccinare au implicat foarte multe persoane autoritare, persoane care se bucură de stimă din partea cetățenilor. Actori, sportivi și tot așa, care au ieșit cu îndemnul către toți cetățenii spre vaccinare. Și lumea a ascultat și a mers spre vaccin. Mai este un moment, deci nimeni n-a încercat și nu încearcă, sau bine, sau dacă și sunt careva încercări, sunt foarte, noi le vedem foarte rar, să explicăm ce înseamnă vaccin, pentru că lumea se teme și de acest vaccin, da? A apărut prima teorie că, ia uite,
până am vaccinurile se dezvoltau în câțiva ani și studiile se făceau încă câțiva ani după asta. Și că în vaccinuri ăștia nu putem să avem încredere. Dar vaccinul ăsta e făcut în câteva luni și el încă se testează pe oameni. Nimeni n-a ieșit să explice că noi avem alte posibilități tehnologice de a produce vaccin. Noi acum producem vaccin cu mult mai inofensiv decât vaccinurile care erau pe vremuri, da? Împotriva la alte boli. Nimeni nu neagă, sunt reacții adverse, dar reacții adverse sunt și atunci când luăm medicamente. Și trebuie să explicăm oamenilor, nu o să te vaccinezi, ok, te temi de reacții adverse, dar îți dai seama că nu o să mergi în spital, că nu o să te îmbolnăvești sau o să mergi în spital, tu o să iei medicamente care au și mai multe reacții adverse, cum ar avea vaccinul. Nimeni n-a încercat să explice, lumea se teme de ARN-ul ăsta, când aude ARN, gata, asta apare noțiunea de chip, apare noțiunea de... Dar nimeni n-a încercat să explice, păi dar și virusul totul e ARN, numai că vaccinul conține doar un mic fragment din tot lanțul ăsta de ARN viral, în care există informația asta despre ce fel de anticorp noi trebuie să formăm. Și lumea se teme de acest fragment micuț, dar nu se teme de un lanț întreg de ARN care reprezintă virusul în sine, care pătrunde în organismul nostru. Deci, eu des vorbesc cu părinții, da, copiilor care, și le explic și când le ținesc pe foaie aceste două lucruri, să vedeți că atunci se schimbă la foarte mult, se schimbă părerea. Ei înțeleg, băi, da, într-adevăr, uite și tot virusul, tot lanțul ARN intră în noi și noi cumva de dânsul nu ne temut și nu ne temem. Dar de un fragment micus ne temem. Deci, din partea autorităților tuturor, da, și actuale și din Republica Moldova și din Uniunea Europeană și din tot globul pământesc, ar trebui să existe o informare mai eficientă, mai, haideți să zicem, mai agresivă, dacă vreți, adică să apară mai des la televizor, prin care noi explicăm ce asta vaccin, prin care explicăm de ce vaccinuri s-au format așa de repede și ele nu sunt așa de, pentru că avem alte tehnologii, ele nu sunt așa de agresive, dacă se comparăm cu numărul de ăsta vaccinul, de exemplu, Pfizer, cred că este cel mai testat vaccin din toate vaccinurile. De pe tot din timpul care, foarte scurt timp, s-a vaccinat foarte multă lume. Și atunci noi toată informația asta trebuie să le aducem. Pentru că omul când nu are informații, el începe să citească alte chestii. Și uitați-vă chiar și pe Facebook ce se face. Noastră vedeți cum foarte mulți cetățeni doar citesc titlul. Și o parte din ei mai intră să vadă și nu citesc până la capăt. Dar deja comentează. Comentează citind doar titlul. Asta da. Dar pe lângă aceasta mai apar probleme gen care oamenii îi pun în gardă și îi sperie chiar. Când la știri noi dăm că 7.000 de doze de vaccin au fost administrate cu termenul de valabilitate expirat. Eu cred că orice om s-ar speria când are auzit că stai, dar dacă fac și eu parte din acești 7.000 și brusc mă simt rău. Și în general, s-au administrat din ceea ce știți dumneavoastră sau nu s-au administrat? Ce s-a întâmplat între Curtea de Conturi și Ministerul Sănătății? Eu cred că aici ar trebui să intervină o a treia forță care să examineze totuși situația în cauză. Vedeți că Ministerul Sănătății a ieșit cu afirmare că au fost date, sunt greșeli de sistem, da? De introducerea vaccinului în sistem și cumva de aici au apărut aceste 7.000 de doze care au expirat. În cazul ăsta, când, știți cum, când doi se ceartă, ar trebui să vină a treilea cumva și să investigheze ca să spună care într-un final este adevărul. Nu știm. Doamna Tocarciuc, de la modul general, cum se descurcă autoritățile centrale cu pandemia în Moldova? Ce să vă zic? Încearcă, la părerea mea, să se transforme în viață niște recomandări a Organizației Mondiale a Sănătății. Cred că unele le reușesc, unele mai puțin le reușesc. Deci, de normal, foarte rigide, foarte rigide sunt schimbările. Răspunsul, în genere, este foarte rigid, cumva. Pentru că, uitați-vă, chiar și cu Omicronul, da? Să vorbim factologic, în contextul acestei noi tulpini care se răspândește foarte repede în toate țările și noi vedem cât de repede. Franța săptămâna trecută avea 100.000 pe zi, acum au 200.000 pe zi, deci creștere exponențială. De la primele semne, toate țările au început să închidă frontierele, în ce sens? Cu filtre, cu test PCR, deci cum putem să verificăm? Cu test PCR. Să mărească capacitățile de testare, să vadă ce fel de teste au, să vadă unde se vor duce oamenii să se testeze în caz că au simptome,
ca să nu aglomereze spitalele și centrele de sănătate, deci undeva ei trebuie să găsească o alternativă, este sau nu, deci chiar și mesajul a fost, eu am citit personal că dacă aveți simptome și aveți nevoie de test, nu mergeți, vă rog, la departamentul de urgențe, că el și așa e încărcat cu bolnavi care cu adevărat fac forme severe, mergeți la farmacie sau mergeți în altă parte unde, la centrul de testare despre care noi o să vă comunicăm. La noi cumva foarte liberal s-a răspuns la știrile despre Omicron. Deci noi nu am văzut modificări în comunicare. Noi pe 27 decembrie abia am văzut testul PCR la frontieră și doar din țările cu zonă roșie. Deci un răspuns de oglindă cumva la unele țări, da? Cum zicem noi. Așa, diplomatic, deci... Nu am văzut acum nicio comunicare că uitați-vă, deschidem centre suplimentare de testare pentru că va veni Omicron, asigurăm aceste centre 24 din 24, 7 din 7, deci cu personal suficient și cu număr de teste, deci cumva să ghidăm, capacităm alte domenii. Noi suntem în sărbători cumva, noi nu suntem în high season cu Omicron încă. Dar e normal, domnul Stratulat, că atunci când te bălbâi în administrarea unei probleme, spui că fosta conducerea ministerului vinovat. Da, la noi întotdeauna asta se întâmplă. Atunci când nu ai soluții, să dai vina pe cineva. Eu cred că noi ar trebui să depășim deja odată chestia asta. Dacă nu ai soluții, ceri ajutor. Eu cred că o să găsească multe persoane care să vină în ajutor autorităților, da? Și să vină cu soluții pentru a soluționa, a dirija bine pandemia, pentru că acum e liniște, da? Și noi trebuie să ne-am relaxat, inclusiv și ca cetățeni, dar așa, în februarie noi o să avem această tulpină și la noi prezentă, dacă nu este deja prezentă. Și eu cred că autoritățile ar trebui încet să schimbe mesajele, da? Să schimbe. Eu cred, părerea mea e că să așteaptă să treacă sărbătorile, da? Ca să nu strice dispoziția cetățenilor, să nu scadă ratingul guvernului și tot așa. De asta și la noi să stăm mai liniștit. Dar eu cred că dacă o să... Paradoxal e altă chestie, că această tulpină din careva studii care mai citit și eu, această tulpină este destul de contagioasă, însă din studiile care le avem noi, ce ține de forme grave, nu produce așa de multe forme grave ca și tulpina Delta. Dar contagiozitatea este un lucru tot destul de important, pentru că dacă să ajungă la un pacient, da, cu boli asociate, vârstnic și nevaccinat, o să fac tot și forme grave și o să ajung în spital. Vedeți că noi avem și lupta asta dintre spitalele municipale și dintre autoritățile municipale și cele centrale. Eu mai ales după anunțul de azi al Luceban, vor începe și mai lupte. A fost lupta aceea cu centrul COVID, așa, numai l-au închis sau nu, de la Moldexpo. Da. Eu cumva mă uitam în România, sunt făcute spitalele astea modulare și acolo cred că tot cumva ceva de genul ca centru COVID. Dar era un centru bun pentru a trea pacienții. Eu cred că astfel de centre, poate chiar mai mici, da, pentru testări, ar trebui să fie deschis în fiecare sector. Eu încă și mai înainte spuneam că noi avem policlinicile astea de sector și cred că s-ar putea de făcut o secție aparte, special pentru pacienții COVID. Chiar să se testeze, chiar și pacienții care primesc tratament la domiciliu. În cazul în care, să zicem, s-a agravat, ar putea să vină să dea niște analize, să măsoare saturația. Deci până ajunge, noi ar trebui să mai avem încă un triaj până ajunge pacientul în spital. Da? Pentru că dacă ajunge în spital, aglomerăm spitale. Dar punctul final și cel mai important în luptă cu pandemie, oricum rămâne spitale și secțiile de ATI, pentru că acolo se moare cel mai mult. Și noi am avut probleme când nu erau locuri. Eu cred că cu tulpina Omicron noi nu o să avem locuri. Și eu cumva încercam și, iarăși, prin intermediul Facebook-ului să transmit mesaj cetățenilor. Voi, nu, poate nu o să muriți de COVID în sine, da? O să muriți de fapt că nu o să aveți loc
în cazul în care o să vă să agraveze situația și o să aveți nevoie să fiți la CPAP sau la ventilare artificială, nu o să aveți loc, nu o să aveți aparatul care să vă aștepte. Și foarte mult lume chiar a decedat din cauza asta, pentru că nu erau locuri. Dar cum v-ați uitat, apropo de morți, cum v-ați uitat la scandalul ăsta că, de fapt, cei care mor acum, Doamne, cât de macabru sună, dar așa a fost, cei care mor acum, de fapt, au murit timpul fostei conducerii Ministerului Sănătății? Eu știu, tot sigur, sincer, n-am înțeles. Cum poți să introduci tu... Bine, noi putem să avem o perioadă de o lună, da, în care nu s-au introdus toți, că sunt proceduri, inclusiv și la medicina legală, și, dar de câteva luni îmi pare cumva straniu. Tricuri. Poftiți? Tricuri, eu am zis tricks. Informații care cumva trișează, e sinonimul, probabil că... Se trișează cu informația și până la urmă am zis că asta a fost... o experiență proastă pentru Moldova, pentru că noi, și nu doar noi, dar fiecare țară a încercat să-și crească cumva încrederea populației în guvernare. Și ca să creadă oamenii în statul lor și în guvernul lor, respectiv, cumva această încredere se construiește. Și aceste mesaje cu trișarea morților, spre exemplu, au fost niște acțiuni care au fost în detrimentul construcției încrederii. Deci ei cumva construiau și distrugeau singuri. Construiau și distrugeau. Deci asta a fost o experiență foarte negativă, la părerea mea, pentru că s-a erodat și mai mult încrederea în oameni. Și experiența cu aceste 7000 de doze, de asemenea, este o experiență negativă, care iarăși erodează din încrederea oamenilor și în sistemul de sănătate și în guvern, și ele cumva ar trebui evitate. Deci este factorul uman, eu înțeleg că este factorul uman, dar nu în așa măsură să permitem factorului uman să erodeze încrederea. E prea mult. Doamna Tocaciu, dar spuneți-ne ce înseamnă. Dumneavoastră nu faceți parte în autorități, așa că dumneavoastră, dacă o să supere, nu o să supere pe autorități, dar pe dumneavoastră, dar dumneavoastră nu lucrați la stat. Restricții noi trebuie impus la nivel național. Dumneavoastră ați impune dacă ați avea așa putere? Acum, în momentul ăsta, nu aș impune restricții. Uh-huh. Aș pregăti, deci, capacități de testare și aș fi cu mâna pe pupitru de comandă. Deci aș fi foarte flexibilă. Aș face, în primul rând, în fiecare, nu săptămână, dar zi, aș face secvențieri adunate din probe adunate din toată Republica și aș asigura că noi avem teste suficiente. Dacă, cred că, iarăși este părerea mea personală, nu mi-e frică dacă difer de părerea altor oameni, deci, dacă copiii iese la școală pe data de 10, deci deja în săptămâna 17 ianuarie o să vedem primele semnale. Deci atunci o să apară primele semnale. Și când zic că trebuie să secvențiem în fiecare zi, este foarte important să vedem când va fi primul test pozitiv cu Omicron secvențiat în Moldova. Că acea zi va fi punctul de start a valului 5. Dar dacă noi nu știm asta, noi o să intrăm cu ochii legați în acest val 5. Deci aici poate e și bine că, să zicem, pe partea vizibilă, nu se vorbește foarte mult acum că e cu adevărat sărbătoare, dar în spatele acestei cortine ar fi trebuit să se muncească 24 din 24, să ne pregătim că avem foarte, foarte puțin timp. Și cu testele, și cu secvențierea, și cu medicamentele, că ne prinde valul acesta între ani. Deci, domnul Stratulat este în spital. Ei știu cum se aprovizionează spitalele cu medicamente, cu articole medicale, cu consumabile, cu tot ce susține acest proces curativ. Achizițiile din 2021, gata, s-au terminat. Acele din 2022 încă nu s-au început. Deci, noi o să ne trezim într-un punct că noi deja nu o să avem medicamente consumabile din stocurile vechi și nu să avem posibilitate tehnică, legală, când noi vorbim de funcționare legală, să le procurăm, înțelegeți? Adică sunt niște chestii, niște procese interne care trebuie să meargă non-stop. Deci chiar dacă
e cortină și e concert pe scenă, dar în spatele cortinii trebuie să se muncească acum la greu. Că vine o tulpină foarte contagioasă și, cu adevărat, dacă noi nu o să ne capacităm anumite segmente care le-am văzut în valurile trecute, că nu au funcționat cum trebuie, o să repetăm greșelile și atunci o să avem multe decese. Rămânem la restricții și apropo de greșeli. Domnul Stratulat, dumneavoastră, vi se pare normal ca sistemul Horeca, în special barurile și restaurantele, să fie vizitate de oameni înarmați cu Kalashnikov pentru a verifica testele, dacă are COVID, n-are COVID, dacă totul e ok. Acolo cel mai mare pericol? Sigur că nu. Și de obicei, haideți să recunoaștem, chiar și în restaurante sau asta, oricum merg membrii familiei care, dacă nu, oricum stau acasă. Asta ar trebui, deoarece cred că nu sunt resurse umane, asta ar trebui să ocupe colaboratorii Centrului Național de Sănătate Publică de verificare. Dar cred că din cauza lipsei resurselor umane este implicat și Ministerul Afacerilor Interne, măcar trebuie cumva mai... A fost cu Kalashnikov, până când a văzut... Lampa era. Chiar și cu muzicuță puneau pe fundal acolo ca să pară. Ca să sperie lumea. Nu, noi nu trebuie să speriem lumea, noi trebuie să vorbim, noi trebuie să informăm cetățenii. Cu cât mai tare tu spari lumea, tu obții rezultat negativ. Deci, noi ar trebui să vorbim, noi trebuie să avem o campanie. Eu, de exemplu, pe televizor nu prea văd să vorbească despre niște filmulețe care încă ele vin de la începutul pandemiei, care deja nu mai sunt valabile și ar trebui să vedem o campanie de informare a cetățenilor, da? Să le explicăm că vaccinul nu este așa de rău, deși noi trebuie să ne vaccinăm iarăși și iarăși, pentru că COVID-ul el nu o să dispară, deci el o să transforme la un moment dat ca și virusul gripal. Și noi o să avem toată viața. Și periodic chiar așa, o să avem mutații. Să admitem că noi în 2022 scăpăm de COVID, da? Și în 2025 o să apară o tulpină nouă de COVID, care iarăși o să ne facă o mini-pandemie pe o jumătate de an, un an. Deci noi trebuie să conștientizăm asta, noi trebuie să explicăm cetățenilor și mai puțin să-i speriem și restricțiile le trebuie gândite. Da? Eu mai înainte spuneam, deci când pui tu restricții, nu permiți elevului să meargă în clasa 1 să facă matineul ăsta, sau cum spunești, careul ăsta, dar tu permiți concerte și permiți transport aglomerat, și lumea iarăși, lumea se uită și se întreabă, cum e posibil asta? Eu am fost la careul primului copilul meu mai mare, acum în septembrie, în clasa 1, parcă erau niște pușcări așa acolo. Eu pus, bun, șefii, directorul liceului și profesorul erau obligați de autorități să facă. Dar mă uitam cu milă. În schimb, concerte, tocmai în perioada erau concerte, se făceau din Chișinău, troleurile pline și transportul public plin, arhiplin, că majoritatea copiilor cu părinții se duc prin transportul public. Deci, și atunci se pierde logica. Și un cetățean care mai încearcă cumva să urmărească și să prindă încredere în ceea ce fac autoritățile, gata, el e disperat, pentru că el pierde logica în evenimentelor. Deci ele trebuie gândite. Și la noi nu știu cum se gândește peste noapte. Da? Postfactum. Azi noapte s-o gândit și mâine au anunțat populația. Și pe urmă își dau seama că, băi, dar nu-i chiar. Văd care e reacția cetățenilor și dar nu-i chiar gândit, cred că a fost. Nu chiar... Noi trebuie după acum să ne gândim, să ne așezăm, să ne gândim, să vedem, să analizăm, să facem niște, știți cum în medicină, sunt algoritmi. Dacă o să fie atâtea cazuri, ce se întâmplă? Și trebuie să analizăm, trebuie să ieșim la televizor să vorbim despre asta. La TV acum trebuie dat publicitate, domnul Stratulat, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Mihai Stratulat, dumneavoastră sunteți pediatru. Care e situația la copii ce ține de COVID? Sunt multe cazuri, foarte multe, care e forma gravă, mai puțin gravă, ușoară, nicio problemă. Deci cu fiecare tulpină nouă care apare, și vorbesc de la Delta deja Omicronul, tot mai mult și mai mulți copii se îmbolnăvesc și dacă la început pandemiei copiii făceau în formă extrem de ușoară sau foarte ușoară, acum se întâlnesc și la nivel global au fost și decese în rândul copiilor. Și cu fiecare tulpină nouă care o să apară, dacă ea o să fie și mai agresivă, o să avem și forme mai severe la copii.
Eu din copiii care am monitorizat cu COVID, n-am avut forme severe sau forme grave. De obicei, majoritatea din ei au făcut în formă ușoară. Dar situația o să schimbe. Eu mai urmăresc din studii care mai sunt, pentru că eu vreau să ajung la un moment dat când să ies și eu în fața tuturor și spun, haideți să începem să vaccinăm și copiii. Da? Eu încă mă abțin să spun asta, eu vreau totuși să văd și omicronul cum o să evolueze în rândul copiilor. Din ce cauză? Nu pentru că eu sunt împotriva vaccinării. Nu, pentru mine vaccinul în esență înseamnă, salvează vieți. Da? Nu oprește pandemia, nu răspândește virusul, pentru că și vaccinații răspândesc și tot așa, dar salvează vieți. Și atunci când noi o să vedem că au decedat mai mulți copii, da? Și copii care sănătoși, să zicem, fără patologie asociate, atunci pentru mine o să fie argumentată vaccinarea în rândul copiilor. Până când eu sunt de părere că trebuie să vaccinăm, în primul rând, mesajul, haideți să convingem, pentru că o să fie, acum e greu să convingi cetățenii să vaccineze. Haideți să convingem să vaccineze părinții. Da? Pentru că, totuși, în grupa de risc rămân părinții noștri, părinții și bunei. Noi acum aici ar trebui să ne focusăm. După care, dacă am reușit să vaccinăm părinții și bunei, deja să mergem să discutăm, să ne vaccinăm noi, ăștia tineri. Și după aceea să avem și un rezultat bun aici și o să vedem, deja o să fie și mai multe informații despre omicron în rândul copiilor, studii deja, și atunci putem să începem să convingem cetățenii să vaccineze și copiii. Noi suntem în perioada vacanței. Copiii zbor de mai ales datorită faptului că e zăpadă. În sfârșit au lăsat telefoanele și tabletele și pe afară. Mulți vor răci în mod normal, logic. Cum părinții și-și dea seama că e COVID, dar nu e o răceală ordinară, banală, deci? E cam complicat să-ți dai seama. Cel mai interesant acum, eu de când e pandemie, urmăresc cum virusul dispare atunci când noi suntem în plin val, da? Cred că, în primul rând, sigur că datorează restricțiilor, copiii nu comunică între ei, nu se joacă, nu merg la școală, nu merg la grădiniță. Cum scade valul, cum scot restricțiile, încep să reapară virusul. Acum avem foarte multe enteroviroză, copiii vomită, diaree, febră și clar, cumva ne dăm seama că nu este COVID. Și foarte multe obstrucții, bronșolite și bronșite obstructive în rândul copiilor. Cea mai ușoară, dacă totuși e cu febră și asta, ca să faci o diferență, asta e testarea rapidă, care este destul de accesibilă, acum în fiecare farmacie, în orice farmacie, și eu cred că în scurt timp o să, și mai tare o să ieftinească și o să fie destul de accesibil pentru toți cetățenii. Alte soluții nu este. Că, practic, COVID-ul, cel puțin până mult la copii, cum s-a manifestat, doar câteva zile de subfebrilitate sau febră, ăștia mai mari dădeau și dureri de cap, și atât. Altfel nu puteai să-ți dai seama. Mi-a să pledați ca sistemul educațional să funcționeze în regim normal? Sau universitățile, cel puțin, sau clasele mai mari, să fie online? Dacă numărul de îmbolnăviri este mic și este controlabil, atunci eu sunt cu două mâini pentru ca elevii să fie prezenți la ore. Pentru că nu este doar cunoașterea tehnică, este și interacțiunea și socializarea copiilor și aspecte de securitate. Sunt foarte multe aspecte și eu sunt pentru prezența la ore în clase cu profesorul. Dar desigur că dacă să admitem teoretic că vom avea o creștere exponențială a tulpinii generată de tulpină Omicron, posibil că va trebui, dar nu pentru mult timp, pentru 5 zile, că la Omicron carantina sau izolarea e 5 zile. Să alternăm, da? 5 zile pe online, spre exemplu, o lună cu prezență la ore, 5 zile pe online ca să cumva să rupem lanțurile. Poate ar trebui niște tactici așa mai flexibile de abordat. Dar iarăși totul va depinde aici, se cere multă flexibilitate, deci nu este nimic bătut în cuie și dacă comunici și cu părinții și cu cei maturi că da, intrăm într-un nou val, da, acest val este diferit pentru că și tulpina diferită. Da, va trebui să avem niște restricții, dar ele vor fi ajustate conform situației la zi, da, și
pot fi ajustate, spre exemplu, inclusiv și în interiorul Moldovei. Deci la Bălți poate fi o situație cu restricții și la Chișinău alta, sau la Florești o situație și la Orhei alta. Depinde de cum să zic, temperatura medie pe palată, da? Este așa o expresie. Da, da. Temperatura medie în salonul medical, deci depinde de asta. Și aici ne trebuie lideri care să poată să colecteze datele și să decidă și să comunice corect cu oamenii din aceste localități. Asta va fi cerința cea mai mare, eu cred că, din punct de vedere a capitalului uman. Aceeași întrebare și pe dumneavoastră, cu studiile online sau prezență fizică? Deci, dacă ați observat, la noi, de când e pandemia, cumva se lua aparte, da, învățământul. Deci, și erau restricții. El trebuie luat în ansamblu. Tu nu poți pui restricții să bașteți copiii acasă la online, dar părinții să meargă la servicii în fiecare zi prin transportul public care este supraaglomerat. Deci dacă noi luăm o decizie de școală, da, pentru că îi punem în carantină, deci noi trebuie să toate măsurile să le luăm în calcul. Și cu transportul public și cu... Noi trebuie să facem întotdeauna o diferență între clasele primare, da, și copiii deja mai mari, inclusiv și universități. Pentru că clasele primare ele trebuie să meargă în fiecare zi. Asta, pentru că altfel nu o să înțeleagă ce e școala și primele cunoștințe le ai din clasele primare. Da? Și primele obiceiuri și primele modalități de a te comporta în societate și tot așa. Deci noi ar trebui să luăm, înainte de a lua o decizie, trebuie foarte bine gândit și trebuie comparată. Dacă noi să închidem școlile, da, părinții o să meargă în colectivități la lucru și atunci și care e sensul? Copiii o stai acasă și părinții o să ducă omicronul de la servici, îți pierde logica. Dar cu gripa sezonieră, cum stăm noi? Noi avem gripa sezonieră acum? Sau avem numai COVID? Mai sunt cazuri de gripă, dar nu se testează acum așa cum... Eu cred că poate fi și combinat și cred că la început de pandemie în China și în Italia erau foarte multe cazuri și de gripă împreună cu COVID, dar se testa numai de COVID și așa pozitiv și gripa se lăsa cumva deoparte. S-a anunțat, Centrul Național de Sănătate Publică a anunțat că sunt cazuri de gripă. Canibalizează. Virusul canibalizează. Uitați-vă, chiar și unde sunt două tulpini, da? Era Delta și a venit Omicronul. Cel care e mai contagios devine dominant și Delta cumva a dispărut, deoarece era tot destul de contagios. Așa și cu virusul de gripă. Când vine o tulpină mai contagioasă, canibalizează și cei de gripă ca și cum ar dispărea. Dar dacă vă uitați în vaccinul de gripă pentru sezonul 2021-2022, acolo sunt 4 tulpini și de 2 din ele au fost pandemice. H3N2 și H1N1 și chiar și cei de Hong Kong. Deci ele au fost pandemice cândva. Deci, respectiv, aceste tulpini tot circulă. Dar, iarăși, diferențierea lor nu știu dacă se face. Și noi cumva încercăm să venim cu mesaje cum ar fi într-o lume ideală ce ar trebui să facem, da? Și cu școala și cu tot. Cu regret, noi avem o realitate în țara noastră, da? Noi ne plângem pe transportul public, dar și zicem că ar trebui să fie nu mai mult de 20 de oameni într-un troleu și toți cu mască și la un metru distanță, dar noi nu avem aceste troleuri. Și chiar dacă am pune să avem 100 de troleuri pe Ștefan cel Mare, ar fi troleu după troleu câte 10 oameni în el, dar cu ambuteiajele noastre asta este ireal. Deci, cumva, niște măsuri idealistice sau niște, cum să zic, iluzii nu ne ajută în situația asta. Noi suntem în situații de criză și noi trebuie să vedem anume realitatea care este. Și, spre exemplu, acum cu Omicronul, țările care au câte 100-200 de mii de cazuri pe zi, deci ei se confruntă, știți, cu ce problemă? Urmăresc și rata de spitalizare care cumva lent se mărește, dar ei se confruntă cu problema că foarte multe sectoare esențiale nu au lucrători. Pentru că lucrătorul testat pozitiv de COVID, cu Omicron, trebuie să se izoleze pe 5 sau pe 7 zile. Respectiv, un loc esențial, chiar un șofer de troleu, dacă el s-a molipsit de COVID cu această tulpină Omicron, el trebuie să stea 7 zile acasă. Imaginați-vă că cei 200 de șoferi de troleu care sunt în municipiul Chișinău s-au îmbolnăvit în aceeași săptămână cu Omicron. Ce facem noi?
Iată, locuri de astea esențiale. Noi când vorbim că trebuie să cumva să încercăm să facem ceva ca să nu crească acest val, este vorba de copii la școală, dar dacă profesorul s-a îmbolnăvit. Copiii, da, i-a duci la școală, dar dacă profesorul s-a îmbolnăvit de Omicron, ei nu fac oră. Deci se duc și copiii online, imediat. Și profesorul poate bolnav de casă, încă mai face ceva, dar unii nu pot să facă. Dacă s-a îmbolnăvit șoferul de troleu, ce facem? Dacă s-a îmbolnăvit șoferii de pe ambulanță, spre exemplu, ce facem? Dacă s-au îmbolnăvit cei de la rețele electrice sau pompieri sau... Deci sunt poziții esențiale care vor fi afectate foarte mult, anume pe partea factorului uman, care va trebui izolat sau îi dăm voie să iasă, nu îl izolăm. Cum facem? Trebuie să ieșim din situația țării noastre, nu dintr-o lume ideală pe care o vedem în televizor. Aici trebuie să atragem atenție. Apropo de atras atenție, medicii în perioada asta au fost numiți și sunt numiți eroi, sunt lăudați. În opinia dumneavoastră, autoritățile fac tot posibilul pentru a-i mulțumi prin indemnizațiile unice. Ce vorbesc ei? Ori dumneavoastră vorbesc cu ei mai des decât am evocat. Deci acei medici care au lucrat, pentru că în fiecare spital erau secții COVID, da? Care au lucrat în aceste secții COVID, au avut ajustări de salariu, adaus la salariu și, din câte am înțeles eu, destul de esențial. Uh-huh. Chiar am auzit și o discuție în care se certau cine săptămâna viitoare să meargă în secție. Deci, pentru a avea un salariu mai mare, chiar doreau să meargă și se certau pentru că trebuie de făcut graficul. Este un lucru bun, cumva, pe de-o parte, pe de-altă parte, iarăși, restul care lucrează în alte secții cu alte patologii, tot n-ar trebui uitați. Da? Autoritățile ar trebui să crească capacitatea spitalilor de a acorda asistență medicală. Noi doar așteptăm să cineva să ne aducă, să ne doneze. Păi eu spus că vor să deschidă două spitale, unul la Belt și altul la Cahul, nu? În 2019, știu că s-a discutat despre asta acum, s-a discutat și anul ăsta. Da, eu am intrat, pentru că chestia asta mie cumva mi-e cunoscută. Eu în campanie în 2019 vorbeam că ar trebui să regionalizăm asistența medicală spitalicească. Și ar fi ideal pentru Republica Moldova să avem două spitale regionale. Eu am văzut modelul ăsta în Japonia, când am fost la tot un training pe sănătate public. Și din 2019 am tot vorbit, chiar și în spațiul public am vorbit, că asta ar fi o soluție foarte bună pentru sistemul nostru medical de sănătate. În același timp să fortificăm asistența medicală primară, să fortificăm asistența medicală urgentă. Dar am intrat, pentru că mi-era interesant, am intrat pe site-ul Ministerului și din câte am înțeles, cam s-a lăsat pentru următorii alți ani. Dar bani noi nu o să avem niciodată. Eu cred că aici noi am putea să ne așezăm, să găsim și bani, adică resurse și să apelăm la partenerii noștri externi să ne ajute ca să realizăm. Pentru că dacă noi nu o să realizăm chestia asta, sistemul medical nostru o să moară. Doctorii o să plece, pacienții deja pleacă. Dar noi mai avem vreun spital în Moldova, în afara municipiului Chișinău, unde poți să te duci cu încredere să tratezi? Sau totul în Chișinău? Practic, la noi s-a concentrat tot sistemul medical s-a concentrat în Chișinău. Da? Și foarte multă lume vine. Vine la Chișinău pentru investigație, vine la Chișinău pentru tratament, vine la Chișinău pentru a se interna în spital. De asta noi ar trebui să decentralizăm și să aducem spitalul mai aproape către pacient. Noi nu avem nevoie de spital în fiecare raion. Da? Noi putem să reprofilăm spitalele raionale, să le dăm câteva direcții care ar putea să se ocupe, da, pentru a ajuta din punct de vedere medical populația. Însă trebuie să avem un spital mare în nord și un spital mare în sud, care să-l dotăm cu
cu echipament medical modern. În acest spital o să vrea și medicii tineri care au absolvit să meargă și să facă acolo rezidențiatul, practica și să lucreze, pentru că știți cum, ești satisfăcut de muncă atunci când ai un loc de muncă bine plătit, un loc de muncă unde se desfășoară cu bucurie activitatea, pentru că este un spital modern, curat, ai tehnic care să... Noi avem spitale renale în care spui o diagnoză unui pacient este foarte greu, pentru că n-au cu ce. Deci laboratorul până la o oră lucrează, după careva oră laborantul nu mai este și tot așa. Dar cum să nu plece medicii noștri când lor le spun de peste prut, veniți la noi, fraților, la noi salariul e 1000 și ceva de euro și mari multe documente n-aveți nevoie. Și o să pleci, sigur că o să pleci și lumea. Deci medicii și foarte mulți care absolvesc universitatea, vedeți că acum universitatea, ministerul ca o metodă de a opri această emigrație a doctorilor, imediat după, dacă ai învățat la buget și ai terminat rezidențiatul, ești obligat pentru următorii 3 ani să rămâi în țară și să lucrezi pentru stat. În caz contrar, trebuie să rambursezi banii care statul i-a cheltuit pentru studii. Acei doctori care deja de mult au absolvit Universitatea de Medicină, rezidențiatul și lucrează deja de ani buni, încearcă, eu am auzit că la Ministerul Sănătății să pune piedică, da? Pentru că trebuie să obții unele documente de la Ministerul Sănătății și o perioadă era foarte greu să obții aceste dura, da? Dacă îți dau repede e plecat și atunci cumva îți nevoiți să mai stea până în așteptarea actelor. Dar lumea oricum o să pleci. Și mulți care o să absolvească Universitatea de Medicină și rezidențiatul, imediat după asta o să plece. Pentru că acolo sunt condiții de muncă mai bune. Vă spuneam, condițiile tot este important pentru un doctor. Pentru că tu, ca să pui o diagnoză, trebuie să poți să-i dai careva investigații să facă. Dar dacă doctorul nu are la îndemână aceste lucruri, și plăcerea din plus un salariu mic, în loc să te gândești sau să mai iei niște cursuri de perfecționare, trebuie să cauți undeva încă să mai lucrezi, că trebuie să achizi chiria, trebuie să achizi... Deci noi, dacă e urgent, noi o să intervenim și din direcția asta. Domnul Stratulat, doamna Tocaciu, că eu vă propun, sperând că totul va fi bine, să mergem pe acasă, să începem să sărbătorim, foarte atent, la distanță și așa mai departe, păstrăm toate normele, dar până atunci, dacă aveți poate vreun mesaj de felicitare către telespectatorii cu ocazia sărbătorilor noului an care începe prin prisma sănătății. Da, eu zic că în primul rând trebuie să ne bucurăm de faptul că am ajuns în această perioadă de sărbători și am ajuns sănătoși. Am ajuns cumva optimiști că am trăit deja 2 ani din pandemie, deci noi am trăit și suntem foarte bravo că am trecut de acești 2 ani, chiar și cei care au trecut prin boală și cei care au făcut vaccin. Fiecare a făcut ceea ce a putut, că eu așa am zis la începutul acestei pandemii. Fiecare trebuie să facă ceea ce poate și noi o să trecem de asta. De asta, în anul care vine, eu vă doresc, în primul rând, sănătatea. Într-al doilea rând, să aveți pe cineva alături care va avea grijă de dumneavoastră și să aveți pe cineva alături de cine o să aveți dumneavoastră grijă. Pentru că asta este foarte important. Și fiecare continuă să facă ceea ce poate face mai bine. Și dacă toți, câte puțin, o să facem ceva bun, eu cred că o să ajungem să ne felicităm și la sfârșitul anului 2022. Tatăl meu era un om foarte simplu, dar el avea în fiecare an la anul nou spunea o vorbă. Să ajungem și la anul. Și la anul eu să vă mai doresc. Iată, asta vă zic și eu. Haideți să ajungem și la sfârșitul anului 2022 și eu să vă mai doresc. Domnul Sătulat? Da, stimați prieteni, anul 2021 a fost... un an complicat, un an greu pentru mulți din noi, un an în care am pierdut persoane apropiate. Eu sper și rog, îndemn prietenii, colegii, cetățenii să aveți grijă de părinții voștri, inclusiv prin a-i convinge să se vaccineze, pentru că
Anul 2022, din păcate, vine iarăși cu COVID și pentru a nu pierde și alte persoane dragi, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și vaccinarea este o soluție de a trece cu bine acest an. Eu vă doresc la mulți ani și să ne vedem cu bine în 2023 deja. Trebuie să treacă anul 2022. Domnul Satura, doamna Tocaciu, vă mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați fost oameni în emisiune. Vă spun la mulți ani și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de astăzi și din acest an atât a fost să fie la puterea a patra. Mulțumesc foarte frumos pentru că ați fost alături. Eu probabil intuiesc că și dumneavoastră ați remarcat că nici și în acest an ați remarcat că minunile până la urmă nimeni nu vi le aduc și nu vi le fac decât voi înși vă, așa că vă doresc mult curaj și mult forță de muncă pentru anul viitor, căci doar așa, pe cont propriu, vom ajunge să trăim frumos și bine și vom fi mândri.